Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am un plan, prieteni. Da. În Marea Britanie, bărbații ar putea primi bani ca să slăbească. Unii au primit deja. Ce sume? Asta, despre ce sume vorbim? Care se cifrează la cu două zerouri. Deci sute, sute de euro. Sau lire sterline, în cazul lor. Pe ce perioadă? Pe termen lung. Este o inițiativă asta e golă, despre care se crede că ar putea revoluționa lupta împotriva obezității. Să mai pune și un zero. Că noi am putea să facem cântar ca la box, știi? Adică să ne dea deadline de ăsta mic. Bă, tată, ia slăbește într-o lună. Și într-o lună îi păcălim și te duci în chiloți de subțiri. Exact. Nu, pui izmenele alea groase. Luăm sutele hap într-o lună, ne facem la lucru. Eu așa lucrez oricum natural, adică fără recompensă. Am fi profesioniști. Da. Am avea o carieră pe termen lung cu slăbitul. Ne-am asigurat niște bănuți suplimentari, bani de șaurma. Deci, băi, se întâmplă lucruri. Adică în Olanda iei bani să mergi cu bicicleta. Uh-huh. Și în Franța și prin Italia, pe aici, pe acolo. În Marea Britanie iei bani ca să slăbești. Dar e lumea razna. Nu este... La Eurovision câștigă non-binarul. Deci totul e într-un film. Da, e un studiu, s-a făcut acest studiu în Marea Britanie, 585 de persoane masculine. Participanților, deci, li s-a lansat provocarea, acum citez, din publicația DC News. Li s-a lansat provocarea de a pierde și de a menține 10% din greutatea corporală într-un an. 10% din corpul. Menținerea aia acolo te rupi. Știu, cred că un gras a făcut regulile. Ăsta care a slăbit și acum e pe... Felia e la altă, știi? Exact. Genul Mihai Dinu, al nostru. Mihai s-a dus tare. Da. Și se menține adevărat. Da, dar a rămas vesel, nu știu cum. În felul lui. Au pierzi pe niște părți. Dar mă rog, nu vreau. Că am văzut ăștia care rămân vesel. Nu le mai prea bate 12-le regulat. Păi Mihai, n-am apucat să... Medeule, te salutăm dacă ne auzi. 30 de ani, n-am prea interacționat cu el să văd dacă mai... Da, dacă îi bate 12-le regulat. Exact. Dar Mihăiță a slăbit cât? A slăbit vreo 20 de kg, a? Da, slăbit bine. Era rotunjor vesel când l-am cunoscut. Să știi că el e foarte des prin radio, dar nu-l vedem noi. Uh-huh. Da. Acum merge mai repede asta. Și acum se îmbracă... Și palul atât e mai iut. Și se îmbracă cum se îmbracă hip-hopperii, cu haine foarte largi. Deci nu i-au rămas hainele largi. Nu se îmbracă el așa. Deci, are numai pantalon, deși e foarte lejer. Eu problemă și asta cu garderoba. Și trebuie să fii foarte hotărât că rămâi acolo, că altfel îl arunci pe-am pe geam să te apuci să ții haine. Să știi că la Medeu am văzut că și șapca pare să fie un pic mai mare. Da. Adică a scăzut cu tot. S-a topit tot. Iar trebuie niște supraelastici de aia. Niște ștrampi. Niște șalvari. Nu sunt supraelastici. Da, poate nu ne mai întâlnim cu el o perioadă. Ba, da, mă, e simpatic, e dragă el. Știi care are acum un proiect personal, 100 de piese în 100 de zile. Este viral pe TikTok, ai nebunit. Viral. Da, a pornit complicat, adică el în fiecare zi povestește despre câte o piesă, face istoria câte unei piese. Uh-huh. Ceea ce făceam noi într-o vreme s-a lansat în ziua de azi. Da, mă, are o singură problemă, doar el știe piesele alea. Da, mă. Dar să știi că mai la început m-am întâlnit cu el și era absolut dezesperat, pentru că e mai greu decât și-a imaginat el inițial. Logic. Lucru pe care noi îl știm apropo de ce făceam noi cu lucrurile care s-au întâmplat azi, care au fost 5 zilnic inițial, după care am scăzut la 3 și după aia a rămas una. Și pa. Deci parcă am fost eu cu grădina de legume, care inițial a avut 20 de metri pătrați, după care 10 metri pătrați și anul următor s-a făcut un cerculeț în care am lăsat niște rozmarin acolo, care trăiește singur. Remedii pe care eu îl știu de mai bine de 20 de ani, că am fost colegi la RFI, omul e enciclopedie de muzică. Așa e, și el vede altfel lucrurile astea. Dar nu te ajută, adică... Nu te ajută în raport cu masele. Da, și știi de când mă rog cu el. El și după, era pe la piesa 12. Așa. Și era, zice, vai de capul meu, m-a băgat în ceva, zice, nu-mi dau seama ce a fost în capul meu, mai am 80 de făcut și nu știu ce fac, nu știu doamne. Eu tot rog de câteva luni să abordeze și Ace of Base de astea și nu vrea. Nu vrea. Nu vrea sub nicio formă, nu mă înțeleg cu el. Poate la 100 face cu Ace of Base ceva. Da. Da. Hai că... Acum, dacă l-am descusut, puteți să-l urmăriți pe MD, pe TikTok, intrați pe TikTok și căutați Mihai Dinu, o să vedeți acolo povești foarte mișto. Mai e după noi, săptămâna asta? Nu, nu mai e. Avem noroc. A fost. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.